Doi cu piesa. Lasă, că am mai făcut și pe ăla cu Tenerife, am înnebunit România. Așa se va întâmpla și cu piesa ta. Dragul nostru, Moris. Salut. Dragii noi, băi. Da. Situația este confuză. De ce? Pentru că, bă, toată lumea, ai văzut că videoclipurile sunt cam aceeași chestie. Cu aia, cu perdeaua, cu nu știu ce, o lumină din spa, așa. Un garaj, aia. Nu, bă, trebuie să ai un pic, să ai o patina timpului, bă. Să te duci în zona asta, bă, că tot discutăm de filmul ceva momente. În zona negru, așa, mă, unde contrastul, înțelegi, unde intensitatea negrului dădea puterea scenei, mă. Unde, bă, Humphrey Bogart, bă, când trage el din ruleaua aia, bă. Altfel. Dacă era pe color, nu. Dacă vă uitați cu atenție la fețele noastre, ce fețe, mă, alăturate, da. Observați de ce Neața este o emisiune dintotdeauna alb-negru. Atât despre discriminare. Dragii mei, vă rog să vă echipați corespunzător de la Casa de Aurelio. Da. Este supplierul nostru. Nu, pe asta. Aia, da. Păi aia ta, mă, n-are nicio treabă. Ia-ți alta care nu... Așa, să vedem. Deci avem așa. Ia-ți niște ochelari, te rog tare mult. Uite, de exemplu, ăștia foarte bine. Stai un pic, că m-am răzgândit. Te-ai răzgândit, așa, trage. Bun, gata, sunteți echipați? Bă, mult mai bine, foarte bine, Moris, foarte bine, Moris. Ce rol am? Ce rol ai? Tataie de la platane. Deci te duce la platane și iei și DJ-ul cu tine ca să te ajute. Lasă, bă, clacheta aia lui, ăsta e... Eu pot să mă ocup de dans, da. Măcar sau dumneata te ocup de dans, iei dansatoarele în zona asta. Tu nu ești dansatoare. Nu, dar eu vreau să vă văd pe tot dansul. Imediat. A. Așa, tu o să bați pe genunchi cu niște linii. Dă-te mai așa, Flavia. Ca să nu spun Brigita. Așa, dansatoarele acolo. Moris mai așa. Imediat să mă pregătesc și eu. Două secunde. Imediat. Acum este... Vrei să te ajut? Nu. Tot este pregătit. Gata. Asta este pentru mine. Okay. O întrebare din public, se poate? Aici, în spate. Da, vă rog, spuneți. Este un moment menit din nou să pună în valoare doar regizorul care e și rol principal și director de imagine și om de lumină? Spune în simplu Sergiu Nicolescu. Ce vreau eu să spun? Hai să ne mutăm noi în zona asta ca să ne vedem mai bine. Bun, da. Fetele se aliniază aici. Palme. Foarte bine, palme. Pe lângă coregraf. Ok. Deci lasă-mă să înțeleg. Ai luat chitara și îl pui să dea din palme? Lasă-mă să învețe și el ce înseamnă. Firica, pe ce clachetist ești tu, mă? Păi da, mă, dar n-ai scris nimic pe clachetă. Cu cine ai făcut film, prietene? N-are la el cu ce să scrie, cică. Da, Firica e convins că de la clachetă clachezi și nu mai vii la lucru. Bun, am înțeles. Două secunde să găsim și patina timpului. Ia să fie, mâna asta este... fii atent. Atenție. Al naibii Hitchcock, fii atent. Băi. O trășor. Bă, băiatule, bă. Da. Bă, Lars von Trier plânge în pumni, bă, băiatule, bă, ce reușesc să fac. Bine, mezamplasul este ușor desuet, dar vom... pubere, te rog să te înscrii. Știi ce putem să facem? Scuză-mă că mă... Uite, tu ai putea să iei centrul, da? Centrul, așa. Exact. Iar eu voi putea direcționa, nu? Sau... Da, dar nu cu spatele la cameră, e important în cinematografie. Doar dacă vrei să mănânci ciorbă cu spatele la cameră și ăla e film minimalist, da, înțelegi? Okay, dar n-ai nicio șansă, da, că ia bucur, da, toate rolurile, da, astea. Da, bun. Bine. Atenție, doamnelor și domnilor, videoclipul sau mixtape-ul, că așa va fi, mixtape-ul Moris și prietenii, da, se prezintă acum la Neața în versiunea negru. Pune, bă, clacheta. Atenție. Rola una, dubla una, tras 1. Atenție! Mai mișcat, vă rog! Foarte bine! Hai, Brigitte, să te vedem pentru ce am dat banii! E aici, în spate, se simte foarte bine! Dă-i din mânuțe! Hai că vin și eu la voi aici! Du-te, bă, de aici! Atenție! Ritmul se schimbă, pentru că nu e așa! Noi nu ne schimbăm niciodată și... Toată lumea dansează cu mine, tu ai zice să dansăm amândoi! Yeah.
foarte bine, foarte bine. Vreau să vă trezesc că dușați la următoarea piesă. Vreau să simțiți ritmul, să simțiți vibe-ul. Atenție, împlinite, pentru tine toate. Hai cu DJ-ul! Și te duci pe palmele chitaristului! Dar cum pe palme? Foarte bine și pe Moris, care face un dans din buric chiar acum! Din buric! Foarte bine, Moris! Dansatoarele se lasă în genunchi! Dansatoarele se lasă în genunchi! Foarte bine, foarte bine, foarte bine! Aici sunt într-o pană de idei, trebuie să fac ceva și nu știu ce! Eu zic să dai cu chitara de pământ! Asta este, să iau chitara și să o spar ca la un concert de rock, nu? Și dintr-o dată mă cred Horia Prenciu. Dintr-o dată mă cred Horia Prenciu. Și intr-un public, intr-un public, intr-un public. Și dau mâna cu doamnele. Și doamnă, trebuie să mă ștergeți cu ceva. Să mă ștergeți, să mă ștergeți, doamnă, așa. Așa. Să mă ștergeți ca pe Prenciu. Hai să... Mă simt bine, fac ce-mi spune inima. Doamne ferește! Numai așa să nu ajungem. Dă-i omului înapoi chitara. Ce chitară, băi, băi, coșmarul meu e că se va duce Brânciu la concerte și vor rămâne fără prosoape în sală, bă, băi. A fost super tare, super inspirație, bravo. Și acum să revenim la color și în zilele noastre. Păi nu aia e bâna, mă. Dar care, mă? Asta. Ia. E clar, de ce? Uite-te, de mișcarea e simplă, uite-te un pic la degete, da? Atenție! A? Ia uite, s-o fac! E chinezească, doamne! Poate așa? Hai! Hai, gata, încetați cu asta! Hitchcock, dă-le oamenilor drumul că au obosit de cât au făcut! Stai că ăsta e de la lumină, scuză-mă! Doamnelor și domnilor, iată formația vocal-instrumentală Moris și prietenii cu Fuego, cu Boschito, cu nu știu ce. Pentru moment am crezut că este în formația Mandinga Mizerii, ai văzut? Adică, a? S-a părut și mie. Dar în timpul dansului am văzut un tatuaj pe brațul lui Moris care definește perfect cântecul lui, care s-a lansat la neața. Păi, ați văzut bine, ați văzut repede, da. E... Arată-l așa, să strâmbă-ți mâna un pic. Trage lumea ta de mână până vedem, trage tare. Trage de braț. Vai de mine, dar cine e? Păi, ca să spun așa, e vinovată pentru Reina și pentru multe lucruri din viața mea care s-au întâmplat de ceva timp încoace. Măi, ai grijă să nu faci biceps mare, că-i crește nasul. Am înțeles. Îl fac 3D. Te rog. Mulțumim tare mult. Mersi, să-i salutăm pe prietenii noștri.